Ne e o rușine la ce am ajuns și de ce am ajuns aici? Care ar fi două cauze principale? Nu, e necaz sau e rușine? Nu, necaz este, sigur. Necaz e rușine, este și rușine. Fiindcă, eu spun că, în primul rând, în afară de Gică, de Hagi, care tot încearcă copiii să facă ceva, nu există niciun nu proiect. Nu există un proiect și nu poți să scoți jucători de fotbal atâta timp cât nimeni nu ajută centrele de copii, nimeni nu ajută echipele care... sau să le oblige să facă ceva, nu știu. Mă uit și la elite. Acum, jucăm și noi la elite. Dacă vezi ce deplasări avem, cheltuim bani mai mult decât cheltuim o echipă divizia B. Da. Jucăm numai la Iași, Botoșani, Mercurea Ciuc... niște copii de 17 ani la elite sunt facă și elite grupele. 17, ei lalți da. În liga de tineret, ceilalți da, mai da, spus, da. Haideți să salutăm și pe domnul Dragomir care este la telefon cu noi. Bună ziua. Măi, cu o singură condiție, vorbiți mai tare sau schimbă folosiți ceva la stația aia, că noi eu nu prea vă aud. Dar acum ne auziți mai bine? Acum vă aud bine. Perfect, ne-am zis că nu trebuie să ne auziți, trebuie să vă auzim noi pe dumneavoastră. Corect și asta. Dom'le, asta e adevărul, dar eu vă respect pentru că vă iubesc. Normal. Și pentru că ne iubiți, vă întrebăm. E rușine ce s-a întâmplat aseară? Rușinos al dracului, eu tot trag semnale de alarmă și nimeni nu pune botul să ne ajute cu ceva. Ne entuziasmăm de câte un meci. Își bat joc, dar eu până mor spun că Farul se califica dacă amânau jocul, pentru că nu pot să ducă două jocuri importante, așa de importante, într-o săptămână. Nu pot, mă, frate. Noi, în primul rând, fotbalul românesc suferă de pregătire fizică. Nu putem să alergăm. Asta este. Deci credeți că dacă s-ar fi amânat Farul cu Universitatea Craiova, se califica Farul? Sau până aveau șanse mai mari, nu? Până mor spun că se calificau la pas. Păi n-ați văzut că astea nu puteau să alerge, băi. Băi, erau sufocați total, bă. Domnul Dragomir, credeți că domnul Rotaru are remușcări? În momentul ăsta eu nu cred că are. Îl doare la bască pe Rotaru. Păi nu, dar dumnealui, când a intrat România în Schengen, era foarte patriot, a rupt contractul cu nu știu ce bancă, cu nu știu ce benzinărie, n-a mai făcut cantonament în Austria. Deci, cum să spun eu, debordat de patriotism. Acum s-a pus tot o problemă, hai să zicem patriotică, să amâne un meci, nu dom'le, că noi am luat ceartă. Ok. Aline, fii atent aici, spun eu. E atâta venin în țara asta, e de nedescris, voi, fratele meu. Pe atunci hai să nu ne mai dăm patrioți numai când ne convine, să fim tot ai timpul sau niciodată. Ai dreptate perfectă, voi, fratele meu. Bă, dar prea suntem veninoși cu toți, bă, parcă suntem cobra, toți, ăsta, șarpele la cobra, ne mușcăm unul pe altul. Dacă am fi fost cobra, Ilie era altceva, să știți. Adi Ilie e cobra, nu noi. Vine duminică sau când pe au trecut vremurile alea. Ce fotbaliști aveam, voi, fratele meu. Ne-am mintit că... când îl vedeai pe ăla de lângă tine, pe Lupu, driblând, ziceai că e după altă planetă. Acum nu mai avem unul în țară, mă, unul. Atât, unul care să dribleze. Dar pe... unul să facă preluare ca lumea. Bă, nu se poate, băi. E cel mai jos moment al fotbalului românesc? Da, în ultimii 50 de ani, da. 55. În ultimii 55 de ani n-am avut căderea asta. Neîntâlnită până acum, iar niciun oficial, băi, să n-ai tu unul care să-i placă fotbalul, să-i placă sportul, bă, să te implice, să financeze centrele de copii și juniori, numai atâta, numai copiii și juniorii, cu hrană, medicamentație și terenuri bune. Să mai aude lumea de noi, bă, altfel ca neam ne ducem. Și așa, se nasc copiii, mai mulți copii români în străinătate decât la noi în țară și știți că dacă te naști, de exemplu, în Anglia, aici te termini engleză. Da. Nu mai ești român. Dispar, mă, mâncația și bără, a dispărut un sfert de România, mă.
Și ce e de făcut? Ce trebuie să îndreptăm? Alegi conducătorii care merită. Hai să vă povestesc. Nu care merită, neamitică, care să facă ceva, că de meritat așa merită tot, dar să mai facă și ceva. Cum erau receptate chestiile astea și eu și cu Lupu, care suntem un pic mai cu părul alb și domn Dragomir știe sigur, își aduce aminte. Dom'le, în 1975, foarte scurt o să fiu, în 1975, toate cele patru echipe românești părăsesc competiția după primul tur. Craiova cu Steaua Roșie, Belgrad 3-1-1-1, Asea Târgu Mureș cu Dinamo Dresda, care au o echipă foarte bună din RDG, Rapid cu Anderlecht cu 2-0-0-1, cu gol anulat, cu nu știu ce, Dinamo cu Real Madrid. Dinamo 4-1 pierde acolo, 1-0 câștigă acasă. Țopescu spune la televizor că Dinamo a părăsit competiția cu demnitate, cu fruntea sus, îl dă afară de la televiziune vreun an de zile. Partidul ia măsuri, scade salariile antrenorilor prin federație, prin consiliile de... Deci Partidul Comunist ia, plus că erau pagini de alea întregi, atitudine necorespunzătoare, presa, sportul și celelalte. Și le scade, era Cerneanu la Craiova, era Tiberiu Bone, era, mi se pare, Motroc tatăl la Rapid, nu mai știu cine era Dinamo, cred că Nicușor. Nicușor cred că era. Deci Traian Ionescu, se poate. Și deci în ziar acolo există, că mă ocup și cu vechituri de astea, acum ălora le-a redus cu 50% salariile pe nu știu câte luni și na.